vă primiți, dacă să fie loc, dacă nu, nu. Bună seara, încă o dată! Mă bucur să vă revăd. Practic, cunosc pe toată lumea, dar pe parcursul a două ore o să vă văd pe toată. A, dar sunt gurie dușulețe, da? Da, eu mă face cunoștință și pierde de ce mă fac. Nu, eu stau așa și mă chin, așa și mă întreb, ce faci, cum faci? Da, mă loc să a, de asta o să mă prind de zi, da, 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 sperăm că nu două ore, mă jumătate este destul, da, pentru că e seara și tot să sunt obosiți. Cum dispoziția? Miraculos. Bine că am ajuns. Bine că am ajuns, da? Care a fost curiozitatea? De ce sunteți așa de mulți azi? E important tot inteligența emoțională în tranzacționare, da? Este ceva, totuși, da, noi tot știm de la practic, din cei 20 de reguli, că 70, în tranzacționare 30% este cunoștință, 70% e psihologie, dar restul este simplu. Da, așa, așa sunt. Cam așa se primește. Dacă sunt, dacă ne putem gestiona emoțiile, atunci vine și succesul în tranzacționare. Și asta este catea cel mai greu, de ce noi suntem oameni. Noi suntem pur și simplu oameni, nu suntem roboți, noi avem emoții. Noi avem emoții când ne vedem unul cu altul, noi avem emoții foarte diferite. Dar este un plus foarte mare, iar încep. Îmi fac plan, dar încep altfel. După asta nu mai țin cont de plan. Este un plus foarte mare pe care mulți oameni nu știu. Noi venim pe pământul ăsta într-o călătorie sau nu știu, sau poate nu au aflat, poate mulți dintre voi știu. Noi venim aici într-o călătorie pentru a experimenta diferite stări, emoții, trăiri. Anume pentru asta venim. Și noi suntem tare fericiți că cunoaștem așa un domeniu în care trăim așa de multe stări diferite. Și eu văd acum traderii care stau pe criptovalute cum sunt în euforie. Și practic noi și nu ating pământul, că zboară prin oficiu sau cei care dacă s-au dus ceva este în minus. Domnul Mihai se întreabă cineva, tu ești aici sau ești acolo? Și el era pe telefon, ia că deși vreau să sar de pe criptomonede și să trec pe asta. Stai, că vine peste tot ca tare. Nu contează în ce facem, în ce activitate suntem. S-a dovedit parcursul ultimilor 10 de ani, adică de-a lungul 100 de ani, se alegeau oamenii în funcții mai înalte, cei care aveau inteligență, IQ-ul mai ridicat, da? Și s-au studiat foarte mult inteligența oamenilor, anume IQ-ul ăsta, coeficientul de inteligență. Dar s-a dovedit în ultimii 10 de ani, chiar cred că ultimii 200 de ani, se studiază mai mult inteligența emoțională. Anume IQ, emotional coeficient. De ce este importantă inteligența emoțională? Hai să luăm foarte simplu, vă spus tot un trader la practic, ultimul să vă știți că eu Marcel, care a venit cu cartea de Daniel Goleman, cu inteligența emoțională, și spun că citești pentru citești asta. O carte groasă și el spune, știți, inteligența emoțională este foarte importantă în secolul 21, pentru că noi suntem supuși la foarte multe stresuri. Adică asta e boală, strănești problema secolului, este stresul. Dacă tu știi să gestionezi emoțiile, respectiv nu o să ajungi să fii stresat, asta înseamnă că nu ai să fii bună. El la 21-22 de ani, el se gândește, aha, nu trebuie să mă stresez, de la asta trebuie să mă stresez, trebuie să mă stresez, bine și frumos. Și atunci îmi dau seama, zic, nu știi de bravo, da, într-adevăr. După care, despre 2-3 săptămâni, îl întreb de carte, la ce l-ai terminat, sau măcar o citești, nu, sau că ai tranzacționat pe real. Dar cine întreabă de inteligență emoțională, dați să deschid în cont real și așa trăit tăi emoțiile posibile care sunt. Nu mai trebuie carte, deci teorie, altceva când facem asta de real. Că tare, mulți traderi caută butonul magic, pastila magic. Cum facem? Ce facem că tranzacția e minus? Da? Ce să fac dacă am intrat invers? Ce să fac în anumite momente? Adică concret răspuns la problema lui care este actual. Trebuie să vă dezamăgesc, nu există răspuns concret. Adică nu poți să știi, trebuie de dezvoltat totuși abilitatea de a ne conștientiza emoțiile, de a ne pricepe, să înțelegem ce trăim noi în momentul oarecare și să încercăm să depășim. Mulți traderi mi-au spus că avem nevoie la companie să vin de psiholog. Când ce traderi au nevoie de asta? Nu știu. Poate. Când gestionez milioane și mai ales dacă nu sunt atele, ca în firmă miliardă, da? Acolo sunt, probabil ați văzut toți, sunt angajați traderi care gestionează cu banii fondului investițional. Normal că au nevoie de psiholog, acolo sunt niște stres
dacă nu e noastră, hai cineva, da, 50.000, 100.000, 20.000, e să noastră, mărunțele. Dar oricum, noi, cum a spus, suntem centrul universului și pentru noi este important. Nu contează, pentru cineva străinii și el e minus și cam o lacă de 800 de dolari și îmi pare că e sfârșitul lumii. Cineva stă cu 100.000 și e minus sau cu 1.000.000 și ceva și minus 700.000 și relaxat total, n-are treaptă, oricum o să întoarcă înapoi. Ok, păi mai luați niște decizii, mai închideți ceva, mai deschideți. Tot ok. Deci cum poate reacționa? Imaginați-vă momentul când doi oameni, nu știu, se acuză unul de altul de ceva. Sau un accident, stradă, se întâmplă de multe ori, da? Se ciocnesc, pur și simplu în trafic. Dacă sunt doi oameni, inteligență emoțională, problema practic acolo nu-i. E se rezolvă imediat. Păi și ăsta, nu ce să facem? Haideți să vedem cât. Din start eu văzut cine e vinovat, o conștientizat problema, o găsit soluții, cât mai multe, de obicei nu-i mă una, au găsit soluția la problemă, au rezolvat-o, s-au dus mai departe și au căutat. Ce-au făcut? O economisit timp, o economisit energie și bani, din multe ori. Costă mai ieftin să faci așa decât să începe a... Dar energia asta cel mai important. Da. Uite și până, m-am mai exprimat că energie, dar mai mult pierd. Deci, dacă se începe, n-am să mai spun cum se exprimă unii. S-au dus aminti tătneamu. Da, lui. Iubii născut. Da. Exact, eu ne-am spus și tot neamul așa, crezi că nu știi, dar este schema tot. Și cum te și mergi, când ești ca, nu știu, ca o sau ca unul, deci poate toate insultele posibile. Dați seama că automat și emoții trezești la cel om. Chiar și el îl atacă. Și automat vezi că auto-apă și depinde cum te apă. Pentru că eu am făcut experimente și dacă mai spune cineva foarte rar, dar se mai întâmplă oameni educați care să-și, în trafic, să spună vreo, sau să semnalizeze, sau să spună vreo cuvânt ceva, sau din mașină. E și ce folos că tu stai în automobilul tău și ceva gesticulezi acolo la volan. Nu știu, am spus, fii sănătos, sau vă zi bună. Dați seama și sentimente crezi. Ce fac? Eu mă sunt bine, mai departe. Eu am stat neutru, emoțiile mele nu m-am enervat. Și am întrebat, nu știam ce să fac. Dacă el o să primească pozitiv, eu sper. Celălalti care primesc pozitivul, la noi toți neutralizează și înțelege, pentru că eu mă nervez, care e sensul? Cum dat-o meu tot timpul la volan? Îi trimite, tu ești între părțile, tu în centru la Milano, tu mergi într-un trafic nebun și tu îi trimiți, în tot felul faci. Și important că și ei n-aud, aud, dar ești de alături, știi, te-ai distresat. Copii mă aud. De ce să fie de alături? Familia. 3-4 ani. Familia. Exact, familia, da, și tot așa îi spun. Pizza lui la 3-4 ani, ei vorbește italian, dar prostiile în română spunea. Și cui și-a făcut bine? Se întâlnea cu maturii și undeva și pronunța, era normal să exprime față de oameni, așa, în nume, într-un fel sau altul. Da, dar el nu știe să înțelege, el nu știe. Da, exact, nu știe, dar le-a plecat. Și-a învățat de la părinte și el spune. Și tu ești prostie, ea, părinte. Eu cred că e un compliment, dacă nu știi ce înseamnă. Bun, în fine. Deci cam asta este sensul, ca să înțelegeți. Trebuie de dezvoltat capacitatea de a ne gestiona emoțiile. Cumva, aici nu e vorba despre bani. Da? Deci noi toți suntem în domeniul ăsta pentru bani. Nu, să zicem, poporul nostru, dar nu numai noi. Sunt persoane, da, cu inteligență financiară mai ridicată, în alte țări mai dezvoltate, care mult mai echilibrat să uită la bani. El din mic știe cam cât trebuie să investească din economiile lui, ca să nu se simtă, să nu fie tulburat în momentul ăsta. Investesc atâta cât îmi permit să pierd, mai sunt așa chestii, da? Dacă nu am nimic, sau dacă am pierdut tot, asta înseamnă că mai departe eu n-am ce pierde. Deci vede pozitiv, un om care a pierdut tot, el se gândește, nu știu foarte bine, n-am ce pierde mai departe. Ca să fac de la început, care e problema? Deci nu știu, să zic cumva iarăși, mă, mă, vei, nu vreau să fost timp, noi toți suntem, noi din contra trebuie să ne susținem pe noi și să ne reinventăm și să ne creăm mai departe. Altfel, având modelul europenilor și americanilor gata format, având modele de atâtea popoare, putem să liber să copiem orice model care vrem noi. Și mai ales că acum avem tehnologie atât de bine avansată. Deci noi putem să avansăm. Cu toate că suntem unul cu 30-40 de ani,
Având tehnologiile și având acces la informații, noi putem să evoluăm în 3, 4, 5 ani, cât a evoluat America 50, liber. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dar cam așa mi-am făcut concluzia. De ce nu? Dacă înainte era posibil, ideea că devenea, putea să fie bogat doar, era regele, fiu, tot așa mai departe, da, clanul lor, era ducele, ducesa și tot așa mai departe, era ce sânge avea, ce mergea mai departe. Și în timp s-au văzut deja după multe generații, totuși, averea era înmărită sau era în scădere. Acum nu există așa ceva. Acum pur și simplu depinde totul din fiecare în parte. Cineva dintr-o familie săracă poate să devină milionar și un milionar liber poate să ajungă și eu investit undeva unde nu trebuie toți. Azi bitcoin. 10 milioane azi bitcoin. Și nu în câteva minute. Deci banii acum circulă, dar întotdeauna circulă, dar acum mult mai repede, cu vitezul lui toate. Circul de la unul la altul. Circuitul e foarte rapid. Pur și simplu trebuie să faci mâna să iei, atât cât îți trebuie. Dar pentru ce iei? Pentru că îți dai mai departe, ca să cheltui. Pe ceea ce vrei, pe ceea ce îți trebuie. Că doar n-a să-i ții. Cea mai mare prostie să stai banii acasă sau să strângi. Gata, nu mai este nevoie de strâns. Pentru ce? Că nu știu când e COVID-ul. Asta trebuie să trăim. Nu știu, până mâine sau peste 40 de ani. Da, putem calcula că o să 90 de ani, asta e cea mai... Și în dependență de cât ne-a mai rămas, știm cât ne avem de trăit și atât avem vreo să devin milionari. Trebuie la 30 până la 90 și 60 de ani. E posibil? Sigur că e posibil. Nu până la 90. Și mai repede, la fac că nu până la 90. Dar vă dați seama până la 90 că se poate făcut. 60 de ani și dincolo de-am te cheltuit și ești să ajungă. Da. A făcut primul milion la 30 de ani și acum am început prin 90. Și are, cred că, nu mai știu, miliarde de ani. 90 miliarde mai mult. 90 miliarde și am ajuns. Dar poate că nu. Nu depășește. Ok, se numărăm. Deci, practic, da, cifre care par greu de numărat. Deci, același om cu un cap, cu două mâini, două picioare. Oricine are posibilitatea. Deci, nu e cum mai des la McDonald's. Da, asta nu știu, voi da reclamă sau într-adevăr, așa este. Nu mai știu eu cum să scrieți. Bun, ideea de astăzi a fost așa. În primul rând, vreau să spun că e de zem, care sunt emoțiile. Scopul masterclass-ului este să facem lumină, dar toți noi știm care tranzacționează pe real, cu atât mai mult știm că când tranzacționează pe real, intensitatea emoțiilor crește de câteva zeci de ori, decât că în epidemie. Asta este și normal. Joacă-te cu o păpușă, joacă-te cu un copil viu. Responsabilitatea e mult normală. Așa este și asta. Contul e ca un organism viu. Trebuie să avem grijă de dansul. Să conștientizăm emoțiile care sunt și cum le gestionăm mai departe. Am astăzi, ca să ajungem, să încercăm să le controlăm, ca să mergem cu pași înainte ca tot ciclul ăsta de emoții care ne duce, cum o să fie, de 100 de ori te aruncă în cer și te trântește în pământ, pe zi, să ajungem ca să fie așa mai lent, ca lacul de la Como sau cel din Elveția, fără valuri, doar pur și simplu logică. Nu știu dacă este posibil, eu pe 3 ani și ceva tranzacționez, nu știu, domnule, ce tot deja peste 8 ani, și eu spun că cum mai sunt emoții în tranzacție. Dar dacă nu o să le facem, e și foarte mult interesant. Că ajungem la pur și simplu la starea asta, că nu e interesant. Bag ceva inter sau ca să măcar să ai azart să te mai uiți acolo sau pe maxim 100 de loturi. Pentru că și el nu e interesant 100 de loturi. Hai să-ți 2-3 să uite ca să un pic să atragă atenția, pentru că nu avem nevoie de emoțiile astea. Și cum a spus, dar fiind în trading, într-adevăr, emoțiile ele cresc, intensitatea lor este alta aici decât în alte domenii. Nu știu ca tare de ce, pentru că e vorba despre bani. Știu de ce, e vorba despre bani. Și oamenii tare suntem să pierdă bani, dar nu toți oamenii suntem să pierdă bani. Asta se numește cumva, cine știe cum trebuie să frică de bani. Este cineva? Frică de pierde bani? Mhm. Marifobia. Hai mă gândesc la un bonus. Știi cineva? Dar nu știu dacă vă ajută la ceva. Crematofobia.
Da, mania, fobie, mai bine sună, sau criptomania. Nu, asta e cea mai actuală temă acum. Da, sunt oameni care se tem în general să aibă bani, pentru că ei nu știu ce să fac. Și banii de la cei care știu ce se încheie pe care. E foarte, destul de profundă tema și vă recomand ca voi singuri să încercați să vă dezvoltați, pentru că voi deja toți practic ați gustat. Știți ce înseamnă tranzacționarea? Știți că asta nu este milioane peste noapte. Asta este o știință. Asta este practic un stil de viață. Este așa un domeniu care te crește în fiecare zi destul de mult față de alte domenii. Adică nu există rutină aici. Iată, asta, da, problema. Adică vreau să-mi schimb job-ul de că am o rutină care m-am săturat să fac așa ce rând fiecare zi. Aici nu există rutină. Piața oferă așa de interesante mișcări și în fiecare zi altceva, fiecare minut altceva poți să întâmpli, practic tu ești tot timpul, trebuie să fii să te menții în pas cu ea. Care sunt emoțiile? Eu am pregătit niște cyber, dar nu știu pentru ce le-am pregătit. Dacă mă ajutați să răspundem la întrebări, ce apare emoțiile de tranzacționare? Să nu pierdem bani. Iată, prima este frica. Noi avem așteptări, da. Așteptările noastre, adică sunt deplinite sau nu, sunt deplinite, ai emoții, nu sunt deplinite, tot ai emoții. Ori într-un caz, fie tranzacție pozitivă sau fie negativă, oricum sunt emoții. Înseamnă că neapărat are nevoie să gestionăm emoțiile astea. Astăzi am alături de mine pe domnul Valeriu, el este psiholog de profesie, deja e trader, dar nu-i secret, că încă abia a finisat cursul și am avut cu el întrevederea cu directorul după curs. Și am început să putem scriteva asta și am mai spuneam că avem o masă pe masterclass despre emoții și a fost ca o provocare din partea mea pentru el și pentru dânsul la fel ca să încercăm niște tehnici. Sigur, din punct de vedere, da, deci ca să zicem, poate că nu am sau nu ne zicem. Nu, niște tehnici psihologice. Așa, ca să vedem să le aplicăm sau să vedem totuși, avem nevoie de psiholog mai sau nu avem nevoie de psiholog sau trebuie să mai puternic decât. Decât tehnicile care pot să ne le dea psihologii. O să vedem. Intensitatea este mai mult decât alte activități, dar deja am văzut când apare emoții. Acolo totdeauna cel mai des atunci când, clar că atunci când avem emoții, când avem tranzacții deschise. Cel mai mult afectează trebuie emoțiile când tranzacțiile deschise durează mult și ele sunt în minus. Asta e, știți cum am făcut? Nu știu, m-am lovit. Se tratează. Dar o rană care stă deschisă tot timpul, deci o durere continuă, poate la un moment dat te deprins cu asta. Dar e doare continuă, doare, dar și stoare și de energie, stoare și de cred. Da, adică în mod normal rănile ar trebui să cicatrizeze încet încet, dar aici tot primești că e tot mai mare și mai mare se face. Și normal că e greu de dus. Normal că înseamnă că ce facem în cazul ăsta, dar sunt soluții. De ce să ajunge la tranzacții în minus mare? Iarăși, din cauza că este un ciclu de emoții și așa o să vorbim despre asta. Probabil voi toți ați văzut la practică ciclul ăsta emoțiilor, dar o să vorbim pentru că el se aplică atât la trader, noi toți îl avem, dar și piața. Despre psihologia pieței, de schema asta pe care o am, este vorba despre psihologia pieței. Nu asta să probabil toți se regăsesc, da, uneori. Nu vrei să te disparzi de înșel. Adică este frica asta de a pierde bani. Nu îi facem. Nu iei pe noi. Da? Deci asta trebuie să țineți minte. Nu este. Aș Robert Kiyosaki să nu lăsa ca frica de a pierde să fie mai mare decât entuziasmul de a câștiga. De multe ori frica este mult mai mare decât entuziasmul. Și cineva foarte interesant a spus, nu trebuie, deci ca când ne apune investiții, trebuie să ai planul B, C, D și tot așa mai departe. Dacă te-ai apucat, atunci concret cu gândul de a câștiga. Poate e altă abordare, da, din altă parte. O să vă povestesc o istorie. Deci un general s-a dus pe coasta de Americii de Sud. Asta a fost o istorie câteva sute de ani în urmă. Cu astea lui, cu bărci echipate pentru luptă, erau vorba de vreo 30-40 de corebii. Echipate cu arme tot. Au ajuns, au costat, au descărcat proviziile, că așa a fost ordinul, ca și tot primul să pregătească și generalul a ordonat să dea foc la corabie. Clar că a fost ezitări, toată lumea cum,
facem asta, deși a fost mai de controversă și eu și-am menținut poziția. Nu, avem corăbile, pentru că noi înapoi, acasă, ne ducem în corăbile astecilor, nu în traiul noastră. Adică nu le-a dat planul B, nici într-un caz. Deci ori le câștigăm, ori a murit, rămânem aici. Iată, asta se are în vedere și în tranzacționare. Dacă te apuci, și atunci te apuci cu ideea să-i câștigi. Dacă se prevalează sentimentul, dacă se pierde. Dar nu știu, dacă se ducă minus. Asta trebuie luat în capul din asta. Pentru traderi care sunt pe demon, dacă se gândesc să pornească și să tem să pierdă banii, nici nu l-au pornit. Stați bine, mersi acolo unde stați. Pentru că nu are sens. Pentru ce? Dar îți bagi în cap. Noi cine desenăm creierul nostru și ceea ce avem, aceiași suntem. Asta cred că v-ați convins toți. Dacă tu acolo în cap este ideea, gândul că totuși da dacă se pierd, da dacă se pierd, da nu cât e posibil să-i pierd. Asta și, spre asta și acțiunile noastre sunt dreapte. Automat să ne dăm pradă emoțiilor care sunt și o să mergem, o să luăm decizii greșite, emoții care apar în tranzacționare și o să luăm decizii greșite și acolo și o să mergem. Așa că așa trebuie să gândim bine. Nu e pentru toți. Profesia de trader, poți să o facă oricine. Nu e vârstă, profesie, chiar oricine poate să o facă. Dar trebuie să fie caracterul puternic. Sunt profesie de trader, este o profesie foarte puternică. Pentru că trebuie să ai și caracter. Sau fie, ai așa de mari ambiții, că ești gata să te să lucrezi la tine, să te formezi ca caracter puternic. Atunci asta este oportunitate. Asta într-adevăr te întărește foarte mult. Și nu doar în tranzacționare, dar în toate domeniile. Eu am mai spus-o. Trăind stop-loss-urile astea care le avem noi din când în când, automat noi nicălim. De fiecare dată e o înfrângere. Care te pune să te gândești? Și creierul îți pornește. De ce s-a întâmplat asta? Asta în cazul în care facem analiză. Altă istorie. Un om s-a dus să angajeze ca tăitor de lemn. O persoană. Și am mers la persoana responsabilă de grădină, manager, cum vreți, care era, deci conducătorul de echipă. A luat toporul, deci salariul i-a convenit, ceea ce era plată, nu a vrut să pierdă așa oportunitate, s-a pornit de la lucru. În prima zi, s-a luat toporul și a tăiat 18 copaci. Se duce la managerul lui, îi spune, și-a luat laudă, bravo, foarte bun rezultat. Continuă tot în ritmul ăsta. A doua zi, scoală mai devreme, vrând să-și bată record, să gândi așa, măcar minim 20 copaci tăiați. A doua zi, scrâneți doar 12. Nu înțelegi și să gândești. Cred că am obosit, m-am avântat eu. Mă duc acasă, mă duc să mă curc mai devreme, ca să mă scoală mai devreme decât toți. Și pe ce îți bată? A treia zi, tai 5 copaci. Nu știu, deci chiar cu tine, tu bun, da? Da. A treia zi noapte, un copac nu s-a tăiat nici cum și se duce deja la managerul și îi explic și se gândea ca să apară întrebări, uite ce am pățit. Și asta îmi întreabă simplu, dar tu ți-ai spus tăbor. Dar când era să-l ascult dacă eu eram ocupat cu tăiat copacilor? Asta am fost, când era să mai spun. Dar tăborul să înțeleg acum ar fi cunoștințele. Ori măistrie, oricum. Ar fi probabil analiza acțiunilor noastre. Analiza și conștientizare. Focus. Atenție. Da, adică mai mult conștientizare. Ce-am făcut? M-am uitat. Ce-am făcut? E bine, merg mai departe. Nu e bine, înseamnă că corectez. Pentru că noi putem să facem așa și greșeală de multe ori. Nu ne dăm seama. Avem pe doamna Tatiana, când e doamna Vernicea, la stagiere. Când prezinte lecțiile, folosește povestind ceva, povestește, iată, domnul nu știu care, da? El a început să tranzacționeze după nivele, da? Și practic la dânsul tot se primea bine, după ce a ajuns la lecția cu urmăneri, da? Adică tot timpul are nevoie de confirmare, folosește asta, da? Da? El nu a observat până când eu nu i-am spus. Și după ce începe să povestească și iarăși automat în ce iese, da? Și el dă seama. Deci, practic, noi multe ori avem clișeile astea, avem ceva ce folosim. Deci, mulți folosesc niște cuvinte care noi le folosim foarte des, noi nu le auzim. Deja. Deja. Deja și este. Mai este unul. ceva gen după fiecare cuvânt.
gen, și asta pare așa frumos, modern, să spui cuvântul ăsta. Da, nu și are loc acolo, bun. Ideea este că noi putem să repetăm unele greșeli, nevăzându-le, nu ne dăm seama că noi facem greșeli, nu ne pare asta ceva normal. Ca și îngătit. Îmi dădeam exemplu. Pune om să gătesc aceeași mâncare de fiecare dată, la mine nu se primește ca la soacră mea. Până când azi vin așa să spun, dar stai dacă... Dar tu ce? Nu făină înainte de faci aluatul. De ce trebuie? Dar parcă era normal să iau pur și simplu din pachet și să-l pun în apă. Nu, pentru ce trebuie? Dar se primește mai moale, mai cucă, cum și are. Dar e la temperatura camerei sau nu? Adică dintr-o parte, uneori greșelile se văd mai bine. Dar asta ar fi o soluție. Se faceți analiza tranzacțiilor cu managerul. Nu degeaba este implementată în sistemul asta. Ne descurcăm și singuri, dar este foarte greu încă tare. În domeniul nou, mai ales dacă abia ne-am pornit. Și faci singur, altfel să analizezi la tranzacție. Nici fel de analiză să faci. Tot nu poți să-ți vezi greșelile. Tot așa ești greșeală să faci. Da, vine tot așa ești greșeală să fie. Dintr-o parte, se vede mai bine. Este vorba. Sau un cap îi vine, dar două unghi mai bine. Este posibilitatea doar să veniți să discutați, dar iată, comunitatea tot crește și crește. Voi mulți v-ați văzut și la o companie, dar să avem masterclass-ul pe fiecare. Este posibil, pur și simplu, ați ieșit, mai vorbiți cu unul, cu altul. Dar întâlniți-vă între voi, faceți. Cât noi ne creiem unul pe altul, noi creăm comunitatea asta de trader, noi o creștem abia, da? Suntem, practic, sunt foarte mulți traderi în Moldova, dar care tranzacționează de 10 de ani și o să vină și o să țină lecții. Nu, își caută de treaba lor. Adică atunci când oamenii ajung și stau bine sau cu ceva puțin, nu e. Traderii din majoritatea spun că o să vină. Eu nu mai ajung VIP și eu la masterclass și povestesc tot. Sunt foarte mulți care când ajung deja, dar la mine e ce spun, tot e regulă. Eu fac treabă bună, dar n-aș vrea, nu mai vede cineva, nu știu cineva, mă spune, știți că Moldova asta e mică. Și din punctul ăsta de vedere, oamenii de viață, când le merge bine, ei cumva se dau într-o parte. Și asta este foarte bine și corect. Avem cu YouTube acasă și nu ne ținut și să ascunde. Nu, poate. Poate este și momentul ăsta. Mi-am trebuit să dă impulsul să știu de în anii 90. Și din cauza asta oamenii foarte focoasă. Da, că este un moment de... Cum se numește asta? YouTube. Nu. YouTube de acasă. Când e video. Foarte bine schimbul de tendință. Anume, dacă se mai păstrează tendința sau nu. Adică e un indicator care nu l-a folosit. Automat ai auzit, ha, nu fac sens să faci studie și mă gândesc. Dar mă duc să întreb pe managerul meu să-mi povestească. Adică apare idei, vrei, nu vrei, din comunicare. Stând singur, nu te dezvolți. Asta este una, da? Deci unde e unul, nu-i putere, nu-i smut, putere crește. Alt moment ar fi să conștientizăm. Hai să trecem să vedem emoțiile astea. Care sunt ele? Greu din este ținut de echilibru între rațiune și sentimente. Eu mă lupt cu asta de multe ori. Chiar și în seara soțului. Am început ora 10 și ceva, eu m-am pregătit de masterclass seara. Da, altfel n-am timp. Am mai stat și am mai aranjat gândurile. Am ajuns la 10 că toți dormeam, dar eu m-am așteptat cu cina. Și am început să-mi povestească și nu știu ce trebuie. Zic că tu acum ai sentiment de furie. Ții asta, ce îți dă? Nu știți, s-o trești. Pe tine te ajut cu ceva. Dar de mine cu atât mai mult. Tu stai și acum povestești, îmi ții moral de nu știu ce care chestii. Stai calm, lucrurile s-a aranjat de la tine, deci trebuie conștientizat. Stai de la mine. Deci e greu, întotdeauna, adică sunt multe persoane care nu realizează nevoia asta de a conștientiza instincte. Dar noi suntem oameni. Noi avem rațiune, asta e darul nostru, bun, cel mai mare dar imaginația. Dar avem rațiune, deși trebuie să ne lăsăm conduși de instincte, deși suntem animale. Animalele uneori sunt mai raționale decât oameni. Cumva instinctele lor sunt mai corecte decât a noastră, dacă depinde. Întotdeauna, bun, aleg de care parte alegem să fim? Există pozitiv și negativ. Asta este. De ce să lăsăm? Instinctele pozitive uneori ajută și în tranzacționare.
Sunt foarte mulți oameni care iau decizii și întotdeauna pun accent. Luați decizia așa cum simțiți voi. După este, dacă voi simțiți că trebuie de închis, atunci așa și o faceți. Pentru că de multe ori se primește că dacă așa și m-am gândit să închid aici. Și n-am închis-o, că m-am temut să nu știu, m-aș aștepta confirmarea cuiva. Cine o să știe mai bine decât voi? Ce e bine pentru voi? Nimeni nu poate să știe ce e interior. Și dacă asta e cont de tranzacționare, dacă e bani și piață. Piața tot oamenii o formează și prețul la fel se mișcă datorită oamenilor. Adică chiar se dă nouă același impuls, aceeași intrare pe piață, la 100 de oameni diferiți. Și se spune, o să deschidă tranzacția exact la ce preț. Eu vă garantez că toți oamenii închid un profil diferit. Concret diferit. Nu o să fie. Că toți o să închid, de exemplu, în exact 80 de puncte. Doar de nu știu cum să fie. Care e probabilitatea ca doi să închidă în aceeași. Și practic tot o să fie diferit. Eu o să intervin. Cel mai mare sentiment e pare atunci când închizi tranzacția și el urmează impulsul. Asta e la familie. Când închizi minus, mai ales. Când închizi în minus, da, și urmează după asta impulsul. Cineva mă urmărește acolo. Cineva mă urmărește și nu m-am închis în minus. Să spiceam de la asta plusul. Cred că cum, chiar fix până acolo să meargă umbra și ducă mai departe. Nu te pus pe plus, fix acolo. Când ești chiar am închis-o fix pe vârful la umbră, la lumânare. Și brusc că următoarea lumânare s-a pus în jos. Ați închis-o manual? Da. Fix acolo. Aici am fericit, mai cum spui că ați închis-o dumneavoastră personal. Cine o desperiți înapoi în jos? O văzut că ați închis-o în minus și o să căcate de lege. Cineva urmărește, dați-mi fiecare cont, este în comun, special care urmărește contul cuiva și închide trăi. Mergi pe lumânările așa cum trebuie. Adică e clar că asta e. Dacă se vede, când ai închis atunci manual, ave implant, s-a închis acolo? Da. Mental măcar. Da. Dacă respectat planul ăsta a fost planul la început, e decizia corectă o poți lua. Pentru că nu știi ce să poți duc. Adică s-a lăsat într-o propunere foarte apropiată. Dar dacă n-ai avut plan să închisă și promoție, ești așa de altă parte. Dacă mai este alt moment, acolo erau confirmare de întoarcere sau nu? Nu. Nu era confirmare de întoarcere. Nu s-a pur și simplu fost un alt, nu știu ce, de concret nivel, de trebuie de verificat. Păi, într-adevăr, era un nivel. Era un karma curat la mine. Cum era? Karma era curat la mine. Am înțeles. Dar atunci când închidem fix în vârf pe profil și acolo se pornește în jos, de 10 ori mergeți în trei direcționează pozitiv. Nu știu de ce, dar te bucuri atunci când închizi. Eu sper că voi toți vă puturați când închizi, că suntem și așa, că închizi fix pe număr în profil. Ce e gură la șeață. Atunci așa aș trebui să fie, doamne, deci eu bravo. Deci, despre intuiție și creier, e clar, da? Deci, aici te conțin de fiecare parte. Dar vreau să vă rog, să fiți oameni, nu animale. Da? Deci, noi avem toți, avem sentimente, dar avem și rațiune. Și asta e, dezvoltăm rațiunea. Instinctele sunt pentru altceva. Aici chiar este nevoie mai multe rațiune decât de instinct. 100%. Instinctele sunt pentru alte domenii ale vieții, alte părți. Nu pentru tranzacționare și nu pentru afaceri. Deci deciziile de luat la rece. Să trecem la inteligența emoțională. Gestionarea emoțiilor în 7 pași. Iată ce am început. Mă închidem tranzacții, ne deschidem. Ați luat decizia lini, rămâie. Am văzut că se dă și așa, lasă în duc ca să cumpă, că n-ați și eu față că am luat. L-ați mutat, da? De ce mă tine? Nu știu ce se întâmplă, trebuie să vedem și să vedem pe piață. Așa, trebuie să vedem și spuneți de asta. Nu stau să retrăiesc, da, e de însă. Încă, trebuie să te-ai prost și gata. E ca copilul care a zis să manieș, el nu fugi de acolo. Eu am făcut plan știind că este lipsit pe piață, dar acum dacă așa de mare s-a pornit piața în jos, nu, rezervele au e negativ. Înseamnă că a apărut informații care eu nu știu, așa că trebuie să schimbăm planul. Știu, da, trebuie să conștientizăm. De acord, prima, recunoaște și numește emoția pe care o simți. Despre asta am vorbit, da? Observă cum simți emoția,
în corpul tău. Probabil asta se referă la, la toate emoțiile care le avem, nu doar în profesional, da? E luat. Observă cum emoția îți afectează comportamentul. Cum noi reacționăm? Încep mă strigat atât? Sau dă un pahar cu apă și să mă gândesc? Ce simți să judecă, dacă să ieși de tot? Ce să ajute? Ce o să-mi aduc pozitiv? Întotdeauna ne gândim, ce o să-mi aduc mie asta? Mă ajută cu ceva sau nu mă ajută cu ceva? Identifică gândurile care îți însuțesc emoția și comportamentul. De unde a venit asta? S-a început retrăiala, totuși fac să închid, să închid, să închid, să închid, am parcă să închid acum minus, de trec, au apărut gânduri că de dacă n-a să ducă. Și automat când apare gânduri negative, creierul nostru se întunecă. Trebuie să faci întuneric și nu, și se inflamează cumva vasele prin care cercul, sângele corect, ca, care, ca creierul să lucreze. Când creierul e relaxat, nu ducem din mult mai bune. Atunci când suntem încordați, suntem enervați, suntem în emoții negative, atunci creierul nu ia decizii corecte. Se include mai mult instinctul și automat creierul trebuie să deconectează. Iată de ce nu trebuie lăsat emoțiile negative să ne putușească, oricare ar fi el. Identifică ce stă la rădăcina emoției tale, care este cauza, acceptă-ți emoția și ancorează-te în prezent și acționează adecvat. Și despre asta nu vă de răspunsească, dar deși sunt emoții. Da? 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 Se reușim după plan. Asta v-ați văzut-o toți la practică, poate nu așa de frumoasă. Iată aici avem de discutat. Primul moment, deci asta este și ciclul de emoții prin care trece un trader, toți traderii. Nu odată, nu de ori, de mii de ori poate să treacă parcursul activității noastre. Nu se termină, doar că ele poate sunt, iată, se exclude, ideea este să excludem partea de sus și partea de jos, maximele și minimele. Și rămânem doar la optimism, excitement, o leacă de denial și de frică, negare, dar nu, se întoarcă. Dar cam nu știu, mai bine să mă rămâncă. Și gata, și să revină optimismul. Și să rămânem la astea două, adică linia asta să fie mult mai, dacă ar fi posibil. Dar ideea e că și piața tot așa, cam se mișcă. Este în sus. De ce? Pentru că piața o mișcă oamenii și tot din emoții se mișcă. Și imediat, de ce? După o creștere, neapărat o să fie și o descreștere. Și invers, după descreștere, de ce? Maximum financial opportunity. Atunci cele mai bune intră după scădere pe piață. Sau după ce am luat, pentru că dacă luăm fiecare emoție în parte, atunci când ajungem în depresie, am dat faliment, nu că am dat faliment, dar am acceptat un minus foarte mare, de exemplu, l-am închis, doare, dar durerea asta trece destul de repede. Și ajunge, poate durerea asta cineva câteva ore, altcineva este nevoie de săptămâni, luni, sunt trăieri care după 3-4 ani, deci după un pierdere unui cont, revin în domeniu, dar deja tot cu alte gândiri și alte forțe. Adică oricum asta e ceva ce rămâne în sânge. Depinde de inteligența de emoțională. Da. Asta este. Și dar totuși de entuziasmul care l-ai, ce de caracterul omului. Stai, iar, și inteligența omului emoțională. Corect, unii oameni trec mai ușor peste toate. Și foarte bine, pentru că ei experimentează mult mai mult. Dacă stai și te gândești la o problemă câțiva ani de zile, cât pierzi tu, uite momente pierzi. Sau am avut o pierdere, sau am avut o... Dar nu contează. Nu vreau să intru în detalii personale, dar și așa o pierdere cuiva drag. Și te ajută că tu stai trist ani de zile. Ce spui asta? Ce schimb? Da, la vină, exact. Mai era un exemplu cu pahar cu apă. Ce greutate are pahar cu apă. Dacă eu și-o țin în mână și-o țin, de exemplu, câteva secunde, ok, are cât are el acolo. Dacă eu și-o țin o oră, nu se înceapă, nu o să mână, nu o să mai pot ține, dacă o să țin toată ziua, mâna mea poate să... Emoțiile de negativ. Deci asta e tot așa cu problema care nu ține. Și ești conzație deschis în lăsat în minus. Da. Ajungi până când nu mai pot și închizi și ai ajuns acolo. Ai lăsat pahar de mână. Da, și greutate de pahar nu se micșorează, tu o ții în mână, dar... Suferul organismului. Exact. Nu se întâmplă, nu se face mai mult. Și-a văzut un rac de drept.
celulele nervoase da. Nu da. Se respectă. Ca tare, da, e o idee tare bună pentru că toți banii din lume nu-i facem. Dar putem să facem mulți bani dacă suntem, știm mai gestiona și știm aduce treaba asta. Adică dacă vrem și scopul, într-adevăr, el corespunde cumva cu dorințele noastre interioare, dacă eu sunt, da, secretele minții de milionar, dacă mintea și inima de milionar, un milion pare normalitate pentru dânsul. Dar pentru persoanele care câștigă la loterie un milion, se pierd, ei nu știu ce să fac cu dânsul, două zile ar dure de cap, nu știu ce să fac cu dânsul. Sunt vieși cineva cu YouTube. Da, dar cum vrești? El se gândește la vecini, la cine, cine a văzut, dar cine l-a văzut la televizor. Da, pentru că sunt tot alte gânduri, nu ce să fac cu dânsul. Deci oamenii care gestionează mulți bani, problema lor e cum se cheltuie, sau unde se mai investească, sau pentru că ei nici nu au timp, practic, să cheltuie. Voi știți că majoritatea oamenilor care gestionează mulți bani, practic, e foarte simplu, sunt rapid, e foarte simplu, gândesc. Timp ce cineva cu automobile în credit de sute de mii, dar cu greu își achite ratele la bancă. Iată, asta este gândirea, mușlinie, la română, fac sună altă, mentalitate, de fapt. Rațiunea, cum zice. Mentalitatea anume. Mentalitatea cumva ar face conexiunea dintre rațiune și, și inimă și instinctiv. După ce suntem jos, 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 e acolo apare omul cel mai rațional conștientizează greșelile. Bun, la început, după ce am învinovățit pe toată lumea, toți îți vinoveți, și piața, și managerul, și, și domeniul în general, și, și primarul, și președintele, toți îți vinoveți atunci. Glupul închis. Da. Asta trebuia să tare puțin și după asta conștientizez, stai că totuși poate nu mi-era cazul să mă gândesc așa, deci eu pus greșeala mea, dar știu ce am făcut, am dat cu umbre mare. Încerca să experimentez atunci când nu trebuie, dar de obicei volumul este problema la toți. Dacă nu este volumul mare, atunci totul este în regulă, poate contul mult și bine să osceleze și să stai în minus, dar când, ca volumul când este prea mare, dar volumul vine din lacomie. Apare speranța. Conștientizăm greșelile, înțelegem că stai, eu pot să fac asta, dar știu cum. De ce trebuie să las mâinile jos? Stai când apare speranța, ne simțim mai bine, ușurare și iarăși optimism. Cu optimism pe care începem atunci când ne apucăm să tranzacționăm, pentru că de obicei aflăm un domeniu nou, de pe cont că demonul se primește perfect, într-o săptămână, am făcut o milion într-o săptămână, ei, Doamne, cumpăr tot și nou, Marian. Planurile destul de grandioase. Practic, mulți dintre voi că ați trecut prin asta. Optimismul e foarte puternic. Am găsit, în sfârșit, ceea ce căutam. Ia că așa eu pot să-mi realizez scopurile mele. Chiar mă gândeam când eu o să am 100 de mii, să-i strâng de salariu pentru ceva anume. Când eu o să-mi termin să merg pe o trip două ori pe an. Când o să vizitez toate orașele care vreau să vizitez. O să-mi cumpăr casă și ai de jumătate de milion de dolari. Am dat... Asta nu e pentru mine, asta e doar, nu știu, cei care sunt lați din familie bogați, tot așa, tot felul de motive. Și aici, hop, apare un domeniu unde se poate făcut repede mulți bani. Și normal că apare și dorința, și excitement, și excitarea asta. După, deci, după ce prinde... Ați spus repede. Repede, eu la trading iau trading-ul și mie de ce de cale ca să obții bani ușor. Mai dificil care ca să obții bani ușor. Ca să știți bani ușor. Pentru că în trading, să o dăm așa, nu e, adică... Nu e ușor. Partea asta psihologică nu e ușor. Da, așa am spus că asta e... Da, dacă vrei să joci în cazino, că e ușor. Dacă e vorba să gândești să faci profit, dar sigur că e ușor. Ca cazino a intrat cu toate vorbe. Se dezvoltă clasa neuronică. Se dezvoltă clasa neuronică. Aici e 100%, eu le-am știu. Păi asta e, trebuie să gândești. Pentru că noi... Ce mulți oameni, mulți, foarte mulți oameni, cam iau decizii, se spune cu un procent la cei care sunt mai speciali pe lumea asta și 99% la cei care stau în umbră, deci oameni simpli, 1% la oamenii care dețin 99% din banii din planetă. Cam așa e raportul. Bun, sunt undeva 5-10% din oameni care, la ce m-am pornit, că își pun, că-s dispuși să-și pună creierul în mișcare. Restul, sau să iei decizii. Restul nu prea sunt dispuși. Deci, sunt o grămadă de oameni. Hai că noi suntem în sală, pic, niște care mai... Deja suntem filtrați. Dar ia 100 de oameni și...
chiar de la tine o decizie, dar decizia, în dependență de decizia pe care ei o iau, ei trebuie să suporte și consecințele. Dacă lua decizia, trebuie să asumi ceea ce urmează după. Iar anume de a-și asuma responsabilități, nu toți oamenii pot. De asta și oamenii se schivează doar la decizie. Ei, nu știu, vezi și tu, dar nu cred că nu mă duc, mai bine stau așa, tot ce să-mi schimb jocul, dacă e și cât de cât e stabilitate, de a-mi știu colectivul, de a-mi știu drumul să mă duc încolo, că și nu trebuie să mă complic mine în alt raion sau nu știu ce. Dacă nu știu responsabilități noi, dar dacă n-ați pot, adică nu toată lumea știe să iei decizii. Noi în trading trebuie să luăm decizii de multe ori pe zi. Și decizii de care depind banii noștri. Automat, noi când am luat decizia, o să fim grădat, trebuie să luăm decizia inițial când deschidem tranzacția. Cumpărăm sau vinem. Deci până am luat decizia, că acolo e muncă. Ce facem totuși? Cumpărăm sau vinem? Ce fac banii noștri? Odată îi trimitem la lucru. Odată ce ai apăsat pe mouse, te-ai trimis la lucru. Și mai departe n-ai ce să faci. Dar gata, ai luat decizie. Când ce trebuie să stai să te uiți în cap, în fața calculatorului, fiecare lunar de 1, de 5, doamne ferește, cu crescut, cu scăzut. Cea mai mare, tortură pe care poți să-mi fac un trader, asta este să stai, să schimbi tranzacția, să stai și uite în mână și faci și lumea să întrebă. Se disenează acolo pe grafic. Pentru că fiecare, asta dacă vrei, într-adevăr, să te torturezi pe tine, fiecare lumânare care se formează, dacă ai deschis bai, fiecare care ia, pe te luminează așa frumos, în toți nouă îți dau la o parte, numai soare, cum se formează lumânare neagră, cum furtună afară. Și iarăși, o lumânare albă și asta schimbă emoția la fiecare minut, Doamne ferește, fiecare dată când schimbi o lumânare nouă, tu începi să retrești, doar de în sus sau în jos. Pentru ce? Dacă te-ai prost, stai la 40 de puncte, de exemplu. Pentru ce să ne uităm la acele 4, 60 la 4? La câteva ore, la câte minute trebuie să ne uităm ca să ajungem acolo. Nu, am luat decizia și decizia trebuie luată pe capul limpede, pentru că atunci când noi deschidem tranzacția, apare emoția nervoasă. La început este doar emoție, atunci când ne vedem că rațiunea lucrează. Când tranzacția e deschisă, automat e minus spread. Și automat se trezește sentimentul ăsta, e minus. Eu am pierd bani. Dacă mai este frică de bani, Doamne ferește, deam în minus, ce fac eu? Pentru ce n-am terminat deschis în mine? Dar poate totuși nu dai impuls, dai corecții, dar poate am pus o plus pe o mare, pe aproape, pe departe, și să începe, gata, cu o cașă în cap, începem a analiza toate deciziile, de câte care noi ne-am gândit până atunci, capul limpede, acum încă o dată le gândim. Doar că deja nu dictează creierul, dar instinctele. În orice caz, de la început, practic toți traderii merg în profit. Primele tranzacții. Și aici vrei, nu vrei, este. Fie tranzacția închide în profit, fie închide în minus. Oricum, traderul ajunge în emoțiile astea nervoase. De obicei, traderii sunt perseverianți și vor să acopere repejor și ajung la profit și să lasă tranzacția să meargă în profit. Dacă închide tranzacția în minus, urmează de obicei tot pe aceeași cotație. Iată, închis-o în minus, dar văd că îți duci mai departe, prost am fost, tot trebuie să las. Mai deschis, aceeași direcție, aceeași cotație, pe același impuls, ca să recuperezi. Și de obicei tranzacțiile astea sunt închise, fie sunt într-un minus mai mare sau un profit micuț. Deschizi una, am știut eu, ce problemă. Mai deschide una, iarăși, și deschide așa până când ajunge totuși acolo la punctul care el s-a gândit din start. Și că atunci vine ușurarea și euforie. Dacă eu sunt bravo, așa știut. Am știut din start, pe aici și nici eu mai. Gata, deschid așa cum mă gândesc, țin cont, punte, prost și o las acolo. Merge, una, două, trei, gata, crescare. Book trading, da? Doamne, de ce m-am luat de domeniul ăsta mai de mult, dar mă fac și milionar, dacă începem de acest pșel. Și video spiță și e care la 14 ani am început tranzacțiile să le 15 ani, că dacă știam eu de asta, se începe, crești foarte mult încrederea în sine, de a nu peste limite și iarăși devine instincte la putere. După asta deschidem tranzacțiile practic fără analiză, vine anxietate, oricum parcă toate care le-ai deschis, nu mai vorbești cu nimeni, nu mai spune nimic, că ești cel mai bravo și mai bine, nu știe nimic despre asta, deschidem tranzacțiile negândit, nefondat, practic, fără analiză, mare analiză, oricum trebuie să te cumpăr.
Tudor și eu așa de bine le înțeleg, sunt țigăm, gata, sunt piața. Și oricum le deschidem fără analiză. Încep să duce în minus. Ei, las că se întoarce. Oricum intervine negarea. Oricum să meargă în profit, odată și odată, oricum se întoarce. Dacă se duci prea mult în minus, e că acolo nu e greu de dus. N-ai pus stop loss, dar și fel stop loss, dar eu dacă știu, pe mine oricum se întoarce în profit. Și apare, intervine deja negarea că totuși o să se întoarce odată și odată. Dar nu vrei să închizi în minus, stai minus 300, minus 700. Dar nu, dacă se întoarce la minus 300, vrei să închizi. Aha, se întoarce la minus 300, nu gata, sunt tot, să stup, am așa profit. Asta că e zero. Dacă ajungi în zero, închid și m-a săturat de tine, înseamnă că să ajung în zero și închid. Cei mai mari dorință traderilor, să ajungi tranzacția în zero. Și când ajungi în zero, să gândești, degeaba am așteptat. Da? Nu știi, gata, ne-am mers în profit. Ce e problema în minus? Asta ar fi... Știi ce a făcut domnul Andrei? La un moment dat și-a instalat calculatorul în dulap. Prin spate, nu știu cum, avea o bolință, ca să n-aibă acces, mouse-ul, s-a conectat la... A conectat prin calculatorul la televizor, cu mouse-ul prin Bluetooth, care merge, și tranzacționat de televizor, și nu a stricat în calculator, l-a aruncat dat jos. Al doilea l-a băgat în dulap și a închis mușa și tranzacționat de televizor. Ca să nu se întâmple cu zvința lui spectator. Să arunci mouse pe televizor. Știi că nu uitați pe ecran de plate. Pe bine, mai de timp. Da, dacă le poți gestiona, dar vă dați seama, și toți ăsta-i copii în asta. Când tu vorbești cu calculatorul. Hai, te rog, hai! Hai, mă leați! Dar tu te dată în ceva, te gândi mult. Că te pun să te în zero. Aha, îți promit mai mult să facă. Să mă promit la de mică. Da, mă gândesc, dacă ajungi la un loc să treci să mă fie, în zero și apoi în profit și dacă se taci la fără mine, n-ați negăjit din profita, nu ca să întoarcă. Iată perioada asta de negare, destul de periculoasă, pentru că după asta urmează frica. Atâta ne neamăjim noi pe noi să înțeli, însă și că ajungem pe la urmă stare leacă, totuși nu de glumă. Trebuie să fac ceva. Totuși ori trebuie să închid, pentru că gata, îmi pare că de deja nu e bine. Dacă continuă, și mergem în jos, aici intervine disperarea. Ei, nu știu, eu nu văd ce să mai fac, nu mai ies de acolo, presc că nu mai ies, nu știu, îmi pare de rău, dar prea complicat. Și pot să fac. Și aici, în momentul ăsta, sunt oameni care găsesc soluții și iese și trec de, merg cumva deodată la relief, se ușurează. Dacă continuă în jos, intră în panică, iar și cel mai periculos, asta e perioada cea mai negativă din punct de vedere emoțional, dar e perioada cea mai bună pentru trader. Și pentru și piață, când se întâmplă chestia asta, când toți sunt panică, atunci cel mai bine cumva. Că toată lumea, că nu știe, ca într-o mulțime de asta, care nu știu în care și în care parte să o iei, pur și simplu ieși de acolo și te-ai făcut treaba. Și uite să rece la piață. În panică, recent am aflat cum se prind mai mulți, sunt de mai mulți, care se destea de companie și ele se vând foarte bine în America și cum le prind, toți vor mai mulți decât de asta, micuți de buznar să vă și cu gânza. Și cum le prind ei în Africa, că ele sunt foarte agile și aleargă repede. Pun în scorbură, scorbură foarte mici, copacuri, micuți, îl bag o piatră. Cam fix din mărimea la scorbură, de la gaură de la scorbură. Dar piatra e ca în formă de ou, adică mimează un ou și e curioasă și e asta. El sunt foarte curioasă. Și ce fac? Duc acolo, bagă mâna în scorbură și lăsă ei piatra. Și când s-o scoată, nu pot. Dar instinctiv ele nu vor să lasă piatra. Nici cum. Așa și intră și automat vrea să o scoată, dar nu-i dă drumul. Adică primul de acolo, ce intervine și lăcomia. Și automat atunci cu ăștia vânătorii vin și-o pus plasă, foarte ușor îi prind. Pentru că ele reacționează, că lăcomia tot în așa, și curiozitatea și lăcomia așa de mare, pentru că practic, rațiunea nu lucrează, că libertatea mea e joc, nu se uită prin părți. Ori e interesant și e acolo. Iată, asta e și atunci când intră în panică, era, nu știu ce fac, vor să scoată, nu pot, deci nu-și dau seama că pot scoată numai mâna. Adică el nici nu realizează că, stai că poți da drumul la omul, nu, eu trebuie să-mi spune acolo și gata. Așa și aici, nu ne lăsăm, nu ne dăm bătus la timp și să le închid și ne rămâne departe. Evitând asta, dacă ajungem la panică, automat urmează după asta și capitulare și depresie.
Pentru că deja mai departe, dacă e un minus foarte mare, traderii nu vrea, nu vor să mă închidă. Fie între în lacăt, pe margină, când e margin call, sună ea. Nu știu ce grumele nu. Fie, pur și simplu, e mâna de pe mouse și tot, și-a închis și s-a dus. Deci asta e deja, nu, în ce asta ne fac. Și a sunat și a se vadă, am avut cazuri de astea, ca și cineva avea, era un equity, 200 și ceva, parcă, $200 la un lot și ceva în viață. Dați seama, asta e practic. 20 de puncte, cât e acolo umbră. Și tot, că vă sunt băgat, că am equity, la free margin, la procentul marginal era de-am acolo, nu știu cât, 7-8%, practic nimic, și 200 ceva equity. Am zis calculator și s-a dus. Cu gândul că e gata contul, deci nu a vrut să vadă tot procesul până la capăt, cum e să prind cu roșu, de spart, să îmi închid. N-a văzut procesul, s-a întors înapoi, a doua zi, deschis calculatorul, e cu tine unii și ceva. Deci s-a primit ca prin minune, s-a întors înapoi, deci nu a intrat, dar mai și putea să intre la cât marjă deja negativă. De atât, se întâmplă și chestii de genul ăsta. E cum dată mi-a putea primit cândva de mult și am reținut asta. Câteodată și $20 salvează contul. Adică, îmi pare că era vorba despre tranzacții care le închideam în profit micuț. Și eu schimb bine și așa, adică, știți că eu mă mână rog, că dată nu era în domeniul de preparat, când eu am început să învățenesc. Și noi bătem la cap, manager n-am de-am, dar noi bătem la cap pe dânsul. Și cum și-am spune, de la schimbul și așa, închide măcar și mărunțele, câteodată și $20 salvează contul. Zic, hai, bun, mi-a intrat în cap ideea asta. Dar psihologic trebuie timp până când crești și până când singur nu le simți, nu merge mai departe. Deci asta deja am vorbit, da? Mergem care este, trebuie de conștientizat. Da? Și de lucrat la emoțiile noastre. Cum? Ce mai bună întrebare. Deschizând și închizând avut. Da. Cum te obișnuiești să pui injecții? V-am mai spus exemplu. Frederița mea care pune injecții vaccină la copii nu născuți în dată. Cât îi credeți că vaccinii îmi trebuie să pui ca să n-ai emoții la procesul ăsta? Da. Eu spun în copii. Așa spune. Îmi face așa. Sau alte procese, dar de câte ori trebuie să le faci ca să le faci bine. Exact așa și aici. Asta e activitate ca oricare alta. Doar că o dată, că implic un leac mai multe emoții. Dar asta depinde de noi. Depinde cât de mult de scopul. Și întotdeauna dacă ne zâmpim sau punem toată speranța în cont, asta e cel mai rău cantar. Adică cum, trebuie să te dedici tot la activitatea asta. Dar nu în ideea că Doamne ferești, dacă se pierde contul, asta e sfârșitul lumii. Nu, deci pe totul, iar am spus, cu curajul, nu lăsăm frica, noi nu mai trebuie să mai vedem curajul în general. Asta e cel mai important de sentimente ale oamenilor. El este timpul spre balanță, pe cântare. Întotdeauna, dacă frica crește, curajul scade. Și invers, adică nu există loc de și mult curaj și mult frică. Ele au loc limitat și urmă crește și umple paharul orice altă. Deci deja depinde de noi, pe care o hrănim. Ca atare, noi le hrănim. Gândurile noastre creează emoții. Ne-a arătat cum să ne corectăm, cum să ne gestionăm emoțiile. Văd că avem și o parte. Da, domnul Valeriu. Eu vă aveți întrebări? Eu vă mulțumesc. Un pic ca emoții. Da, e normal. Da, exact. Inteligente. Emoții inteligente. Da. Eu nu lucrez cu militari, parmisi, da? Da. Adică cu oameni care salvează. De care depinde viața altor oameni, da. Eu cu asemenea, cu permisiunea voastră, eu o să fiu cu așa, cu un mic inspirație. Eram la universitate și predam lecții, cam lecții și la universitate. Și era examenul, sesiune de vară, să spunem așa, încheiere. Și, cum să știi, la examen nu se permite cu caiete, cu astea. Și văd cineva din studenții mei încerc să scopie și fac observații, nu copiați. Eu spun, eu nu copii, eu mă inspir. Așa și eu astăzi o să mă inspir.
aș vrea să încep cu un motto, și anume sună în felul următor. Cine nu învață din greșeli, este condamnat să-l repete. Și este, dacă odată n-am ținut cont de, nu știu, de anumite lucruri și n-am învățat că lucrul ăsta trebuie, de exemplu, n-am lăsat stop loss-ul și noi ne dăm seama că stop loss-ul sau take profit-ul, el trebuie, atunci noi să repetăm așa până, n-o să învățăm lucrul ăsta. Și succesul nostru depinde de emoțiile pe care le simțim noi. Spunem așa, să ne fie teamă să plătem să deschidem o tranzacție, asta e ceva normal, da? Fiecare dintre noi a trecut prin asta. Dar, și de fapt, de unde vine frica asta cea mai mare? Din a nu pierde banii, da? Vine din frica, care dacă eu o să plătesc o să deschid o tranzacție incorrect, eu o să pierd banii. Asta, de fapt, este cea mai mare, spunem așa, cea mai mare emoție pe care o simțim. Mai ales după ce a fost închisă în minus, da. Ce se recomandă când avem 4-5 tranzacții? Pauză. O să fac. După noi. Cea mai bună și înainte de a putea să ne gestionăm emoțiile, este important ca să conștientizăm ce emoții noi simțim. Noi nu putem să gestionăm ceva care noi nu știm ce anume simțim. De exemplu, noi trebuie să știm. Simțim frică, simțim anxietate, suntem într-o stare depresivă și tot așa mai departe. Nu puteți aprecia emoția din punct de vedere, spunem așa, părții morale. Nu putem spune că emoția dată este bună sau este rea. Emoțiile care apar, ele sunt spontane, nu le putem gestiona corect. Noi nu putem să gestionăm că mâia să apară frică, mâia să apară frie și mâia. Ele apar instantaneu de la sine, din interiorul nostru. Vreau să vă spun că noi singuri suntem responsabili de propriile acțiuni, chiar dacă ele sunt săvârșite din stare de afect. Iată ceea ce a fost discutat mai devreme. Deschidem tranzacții, închidem, iar deschidem pe emoții. Noi singuri ne asumăm responsabilitatea asta de a deschide. Spunem așa, noi putem să dominăm explozia asta negativă de emoții, dar noi nu putem să o controlăm. Da, putem să o dominăm, noi putem să ne dăm seama că ele explodează și noi să le gestionăm corect, dar noi nu putem să le, spunem așa, să le eliminăm, să le, da, la din moment. Ele când apar, ele explodează, noi le dominăm și pe parcurs noi le gestionăm. Da, ele apar în urma unei acțiuni. Exact. Da, am experiment, el urmează mai târziu, la practic eu o să fie așa, cireașa de tort, sper să fie interesant. Sper că cireașa să fie dulce. Așa. Și cum am mai spus, până nu veți înțelege ce anume vă provoacă emoțietate, nu veți reuși să o gestionați. Și una dintre metode pentru gestionarea emoțiilor este reframing-ul de percepție. Ce presupune reframing-ul de percepție? O să încep așa, fiecare dintre noi știm că, sau cunoaște expresia că viața constă din 5% ceea ce se întâmplă cu noi și 95% în modul în care noi reacționăm la ceea ce se întâmplă. Așa este? Da. Așa. Și aici vorbim despre necesitatea noastră de a ne dezvolta capacitățile, de a reacționa, de a vedea situații negative din alt punct de vedere. Și să nu ne axăm pe dezamăgire, pe disperare, dar să ne axăm pe căutarea unor noi soluții. Și dacă vorbim despre exemplu cu generalul, am și eu exemplu cu un conducător de oști, care a văzut că pierde lupta și pentru a nu, spunem așa, pentru a menține soldații în viață, el ce-a putut să face? Să se retragă.
Dar le-a spus soldaților, nu ne retragem, noi înaintăm în alte direcții. Vedeți ce vine o manevrat situație, da, exact, o luat pozitiv. Sau altfel spus, cum spunea... Da, exact. Și cum al ei, exact. Și cum al ei, exact. Cum spune, nu ai făcea dacă ai văzut, ca așa o părăcivă. Cam interesant. Cum spunea domnul Mihai, nu există eșec, există doar o corecție. Asta este. Fleming-ul, cum am mai spus, ne permite să transformăm percepțiile noastre și să modificăm, spunem așa, să modificăm mecanismele noastre, cum ar fi gândirea, percepția, în ceva pozitiv pentru a scăpa de anumite șabloane comportamentale. Pentru că noi nu mai reacționăm în anumit șablon, dar să ne dezvoltăm și să vedem doar partea pozitivă. Și ține, mai mult Fleming-ul ține de schimbarea ramei percepționale, adică pe o ramă pozitivă, pe o ramă negativă să-i punem ramă pozitivă, ceea ce am spus cu conducătorul de oști. Noi nu ne retragem, noi înaintăm în alte direcții. Spunem așa, aș vrea să vă imaginați o emoție pozitivă pe care o resimțiți, o emoție negativă pe care o resimțiți în momentul tranzacționării. Fiecare dintre dumneavoastră cred că s-o gândi, da? Și anume, ce emoții oare simt sau ce stare predomină la momentul dat, când avem un stop loss negativ, când avem un stop loss sau când tranzacția se duce în minus, ce emoții dumneavoastră, fiecare pentru tine, ce emoții resimțiți, ce stare resimțiți atunci? V-ați imaginat, da? Așa. Așa. Eu sper că acum v-ați imaginat. Ce pot face eu, de exemplu, începând de astăzi, ca eu să reacționez diferit la cele întâmplate, adică la faptul că eu am luat un stop loss negativ, tranzacția mea se duce în minus. Ce pot face eu? Și ce pot face eu ca să fiu indiferent de situația dată și să fiu mai cald, mai echilibrat? Dă-mi seama când suntem, ne ducem negativ, ce se întâmplă, tot așa mai departe. Aș vrea să vă imaginați când ultima dată ați de ori, când ați simțit, când ați trăit această emoție. Așa, așa, anterior. Cum ați, când ați mai trăit situația dată, emoția dată, cum ați reușit să o depășiți? Închizi platforma și ieși și mergi. Mm-hmm. Și vă împiedică, când acum ce vă împiedică să faceți lucrul ăsta? Este telefon. Așa. Nimeni nu știe ce-l vine, decât dumneavoastră știți să faceți. Da, aici, da. Apare o mare întrebare, că nu știi dacă se închizi sau nu închizi în tranzacție, mm-hmm. Asta scoate, de fapt, în evidență că ai intrat în tranzacție și e fără un plan. Corect. Și dacă tu nu ai un plan la tranzacții, și asta e ceea ce trebuie prima să-ți faci când intri într-o tranzacție. Bă, dacă eu intru în tranzacție asta, deși eu intru și unde ies. Ori dacă se duce împotriva mea, unii pun stop plus, ori intră un lac. Ca să știi cum gestionezi. Exact. Da. Și dacă permit o întrebare, toți din sală percep stop plus-ul ca ceva negativ? De multe ori poți fi o salvare. Stop plus-ul e wow! Un stop plus, eu și acum, iar când văd goldul, mulțumesc la stop plus și dacă nu-l punem contra mea era. Un stop plus e cel mai, părerea mea, cel mai importante și cel mai bogate lecții, sunt din stop plus.
Faci o analiză detaliată. Și stop loss, așa. Fuh! Faci analiză și mergi mai departe. Eu sunt nou în tranzacționare, încă sunt în perioada de probe. Dacă tranzacția este corect, ați spus, dacă este stabilit după un plan, atunci este succes. Da, este probabilitatea că ea să nu margă conform planului. Nu de considerație că asta e organism viu. Corect. Piața e organism viu. El în orice moment poate să-ți dăie o surpriză ca și nu știu. Cealaltă direcție sunt la fel oameni. 30, așa, 30, așa. Gândire, da. 30 sunt toate. Uneori analizez tranzacția și ies, merge trendul descendent. S-a format impulsul. A început corecția. E o intrare perfectă să intri într-o tranzacție de sell. Și în momentul când am intrat, deci am mers un pic, de 15% am mers în profit, a luat-o la deal, a făcut iarăși o mică corecție la zero și când a luat-o spre sus, deci parcă îmi făcea în ciudă, mergea ca să fie în sus. Deci am deschis lacăt, mi-a luat lacăt pozitiv și iarăși în sus, iarăși lacăt. Deci m-am jucat cu lactele și ele până am ajuns că e a luat maximul din 2018 acum GBP-ul ăsta cu JPI. Și el tot crește și el are de gând să iei maximul din 2015 acum de-am. Dar spune-te o întrebare tot șeper cu lactul. Care e esența lactul dacă tu pui în baie și un săl și tu îl întinzi o grămadă de timp? Nu-mi e simplu, ai fac stoplosul, ai păpat stoplosul, te duci, ai făcut. Adică asta e o consumare, tu nu poți închide baiul, că e pozitiv. Nu e consumare, pentru că trendul este descendent. Și este, era intrarea perfectă pentru a intra în trendul descendent în săl. Și el la un moment dat, nu știu ce noutate, nu a fost nicio noutate, nimic. Deci au fost două zile confirmare de la Market Discussion. Da, este intrare foarte bună pentru tău. Și mai specialiști. No, deci, eu mi-am făcut analiza mea. Eu am făcut analiza mea și eu vedeam că e o intrare foarte bună pentru tău. Și deci zic să mă confirm. Și două zile la rând au fost confirmare că da, sunt intrări foarte bune. Deci trebuie să răzbată niște nivele foarte bune. Și la a doua, a treia, zic, când am luat-o la deal, vă spun, parcă îmi pășea în ciudă, mi-e cear ca să fie la sus. Acum, persoana care răspunde concret de contul dumneavoastră, el nu e gestionat, gestionat, da, da, deci, poate dat ca tot formă, poate arăta altceva. Să o mărți ca tot așa. Deci nu poți să îți faci planul și gândi, dar nu întotdeauna mergi după plan. Că e organ viu și ăsta schimbă direcția în orice moment. Eu când spun de plan, mă refer că să-ți faci plan în ambele direcții. Da. Dacă tu intri pe buy și tranzacția se duce pe minus, la ce moment, dacă nu pun stop loss, la ce moment, adică eu accept stop loss, la ce moment... Faci niște surprize că... Faci surprize că o răzbătut două nivele și o schimba tendința. Așa. Și ai rămas fără de jos. Ce ar mai fi de domnie din ăsta? Fără figură, fără nimic. Care ar fi sensul din piața, din piață în general și din tranzacționare, dacă n-ar fi așa? Practic, dacă n-ar fi surpriză și tot ar merge exact după analiză, după... Și tu sunt milionar, așa cum ai zis la început. Da, dar n-ar fi interesant. Așa mai este intuiția răspunsului diferită. Eu așa de să fie ceva, când îți fac o mic corecție și nu poate să o fac corecția. Deci să te mână jumătate tot, când îți fac corecția și nu ar fi. Sau ce fond investițional. De ce s-a acolo să cumpere atât de mult lira sau care e problema, de ce? Dar nu e lira acolo e în japoniză. Da, depinde de banca japoniei. Dar ce milionul a scutat? Ce milionul a scutat?
Nu. Cea mai stabilă. Nu asta înseamnă că nu e atât de volatil, dar el nu lasă să fie așa de mult influențat. Corect. Pur și simplu, eu mă gândesc de asta cu fost alegerile și ei nu știu cum bani de salvare economiei, nu știu de ce a luat așa de azi. S-a schimbat premierul ministru. Care nu duc nicăieri, pentru ce noi trebuie să analizăm? Oare ce sunt și cu ăștia care au după alegeri și iau planul, nu au planul, dar și gândesc ei? Să analizăm noi, în căpșorul nostru, da, de trader începător, investitor începător, la nivel global și cu economia Marii Britanii și cu economia Japoniei, și dacă eu să-mi dau seama așa se întâmplă pentru acești 20 de puncte pe grafic. Nu-i sens, putiți-vă de asta, faceți analize tehnică, take profit, stop loss și gata, la cursuri practic e foarte greu. Nu-i sens să faci analiză fundamentală. Nu-i sens, că n-ai cum, trebuie să arăți. După 30 noutățile. Trebuie să știi cum de evoluția unei valute, a unei țări, raportată la alta. Și încă și stai greu, raportul de intervențele, procentatul, nu știi care ar fi impactul, că una e mai puternică. Cu mult să fie mai puternic decât alta, sau leacă mai puternic decât alta. Că pe euro canadian câteodată merge într-o direcție, dar euro cu ienă japoneză altă direcție. Dar tot euro desenează grafic. Dar poate să meargă altfel și diferite intensitate. Deci, la cross cursuri, altceva decât analiza tehnică este cam greu de făcut. Pentru ce ne trebuie nouă să știm pe unde merg cablurile din băiete? Dacă avem întrebători. Și am apăsat. Dacă ne trebuie să prindem mine, am apăsat. Dacă ne trebuie să sustângem, am apăsat. Nu, că după ce au luat-o în deal, adică când a început margă, așa, cum să spun, flămând în sus, atunci eu am început să văd ce s-a întâmplat. A ieșit vreo noutate și eu n-am văzut. De ce nici cauza a luat așa brusc în deal? Să căutăm de ce s-a întâmplat asta. Pentru că eu căutam deja de ce el așa de brusc a luat-o și mergea lumânare după lumânare în albă. Da, este normal, în asta și cu este interesul pieții, atunci cei care au fost pe bai erau ultra fericiți, mamă și de cum o să merge, da? Evident, cât mai nimerit cam tata, ești tot de exemplu conștient, știe că o să meargă, s-au luat cineva numai 20 de puncte și altul a rămas să scânde de zamângit, mamă, trebuie să 100. În asta și constă, piața merge cum vrea ea. Corect, să ajunge la un nivel psihologic. Stai și te uiți că eu mers, a făcut o impuls bun și aștept să fac o corecție. Mai măcar faci un pic corecția în jos și închizi în stop loss, da? Închid măcar în minus, mai mic. Deci nici o corecție nimic, e faci o lumânare neagră și iarăși în sus. Iarăși plământ în sus. Te-ți rog, de tot, tot așa. Ce emoții simțiți în acest moment, doamna Iga? Emoții am avut, evident, dar cum, aș încerca. Deja. Aș încerca de el. Să mărit zona de compoare, da? Da. Ați mărit asta. Trebuie de luat lecții, pentru că trebuie să avem ieșire chiar și dacă nu se duce în direcția noastră. De asta își spuneți așa, de stop loss. Stop loss-ul e sfânt, dacă n-am ieșit direcția. Întotdeauna când intrăm în tranzacție, trebuie să avem în considerare și așa. Dar dacă apare o notație sau nu știu ce acolo se întâmplă, domnul Ferești, și nu se duce în direcția în care noi am prognozat. Așa, trebuie să avem plan B și pentru asta. Eu trebuie să fie din start, practic. Dacă chiar azi vorbim despre asta, că traderul trebuie să, spunem așa era o vorbă, că amatorii întotdeauna se gândesc doar la profit. Dar profesioniștii mai întâi se gândesc la risc. Cu ce risc intrând în această tranzacție? Adică, da, tot de la în primul rând trebuie depus riscul. Înainte de a intra în tranzacție, trebuie să știi unde ești. Dacă nu știu unde funcționează, nu se merge. Și nu intră în tranzacția ta. Da, exact. Dacă nu se merge, dacă tu vezi că take profit-ul e puțin probabil sau e micuț față de stop loss-ul care îl iei, când ce se intre? La final de impuls, când ai, hai ca să îmi puteți și mai ai reacție până la nivel de rezistență. Adesea că e o leacă, dar stop loss-ul normal că îl pune sub nivel de suport. În așa caz, dacă ieșirea nu este reușită, în cazul ăsta nici nu intrăm. Adică, în primul rând, luăm în calcul ieșirea. Și după care decidem dacă intrăm. Deci, intrarea asta e deschiderea propriu-zis. Și nu e ce mai gândești. Ne focusăm pe să intrăm sau să ne înțeleg, dar de ce intrăm? Dar și am greșit intrarea. Că am luat, nu am văzut o lumea. Ieși acolo foarte bine, o intrare deja e foarte bună în bai, dar noi totdeauna căutăm intrări de săl. Tu ai săl și tu te gândești, nu trebuie să ducă înapoi. Cât a scris? Gata, a ajuns la nivelul de cel mai înalt. Tu ai spus,
conduc. Asta atunci când avem tranzacție activă în minus. Da, când avem tranzacția în minus, atunci deja și strategia noastră care noi o folosim, deja nu mai lucrează corect și noi întotdeauna căutăm numai intrări în direcția în care noi am deschis. Asta și avem după instinct. Da, și piața. Nu, că eu am făcut analiză, vă zic, am făcut analiză. Trendul era descendent. Să nu fim să accepte asta, că analiza ta nu a fost bună. Nu că a fost bună, analiza mea a fost bună. Eu de două zile de la rând de marte discussion am făcut, nu, am făcut ca o confirmare pentru mine. Și era confirmare că da, deci în baie aici nu este posibil, sunt, este tranzacții de sell și trebuie să răzbată două nivele. Deci au fost două zile la rând ca o confirmare pentru mine. Și era într-adevăr tranzacție de sell. Nu știu ce s-a întâmplat, că din momentul când s-a început a face corecția, el a luat-o... Asta și problema. Adică, sunt momente care sunt imprevizibile și în care poți prinde un reorient în piață, fiind activ, cum a spune ceva. Ei știți cum la mine, că de obicei eu fix de pe vârf într-un bai și fix într-un sell. Să nu-i la tine! Și așa și la mine și la mulți alții. Dacă ce ești activ în piață, tu n-ai cum să eviți momentele astea, pentru că atunci, la moment, este ultimul punct. Tu nu știi chiar de acolo, îți duc în jos sau îți duc fix de jos în sus. Adică nu vezi mai departe, este și normal, odată ce ești activ în viață, să intri în așa situații care sunt imprevizibile. Și pentru asta noi, noi suntem aici, nu să descoperim America sau să facem mare filozofie din asta. Am zis că punem accent pe faptul că să conștientizăm, să vedem și simplificăm lucrurile. Cum facem să ne fie mai ușor. Și că am spus, în moment ar fi planificarea din start a tranzacției, intrare, ieșirea, de, primul rând, ieșirea, direcția, ieșirea și intrarea, de start, dar să avem ieșire, nu numai când noi suntem corecți, dar și când am greșit. Exact. Acceptăm stop-loss-urile ca o binecuvântare. Puh, și de gine că am ieșit aici, asta era planul meu, chest de bravo, da? Am acceptat asta, să ne acceptăm toate emoțiile care vin la pachet cu profesia asta, să cerem ajutor în caz de este nevoie. Asta am spus, da, să analizăm cu cineva, pentru că dintr-o parte nu o să vei de altfel. Și e în considerare și părerea asta și clar, clar că concluzia o iei singur. Ce faci totuși mai departe? Părerile poți să asculti multe, dar tot singur e decizia, pentru că doar, depinde doar de noi, punctul nostru. Și cam asta ar fi, da, de bază, mai simple. Și să nu fim, să nu trecem de partea negativă, dar odată ce avem emoțiile astea, e scris clar, frumos, toți milioane de traderi au trecut prin asta. Sunt sute de ani de când ieșea la șicul de emoții și nu se schimbă, odată ce el a fost desenat de cineva și toți trec prin asta. Este clar că dacă într-o ajung acolo și mă sunt supărat, mă sunt frustrat, mă sunt în anxietate sau mă ajung în negare și sunt nervos, ce fac? Am închis. Și m-am liniștit prima. Nu degeaba să recomandă, nu vorbim în zadar pauzele astea. Pentru că utră, vecerul, mudrinie. O pahar cu apă, o plimbare, creierul s-a relaxat, altfel gândește. Același lucru poate fi văzut întotdeauna de două părți. Totul este bătut cu două capete. Lucru poate fi văzut din punct de vedere pozitiv și din punct de vedere negativ. Tot ați trăit momentele astea, că într-o zi ți se pare că toți oamenii din fața ta care ți-ai surâți, în altă zi, așa de frumos, știți, așa de frumos afară și... Da, da, sunt întâmplate cu situații de astea. La mine e tot vremei. Tot frumos. Cu vizuale și frumos, da. Și când plouă, e frumos. Și când plouă, tot e frumos, dar plouă frumos. Eu tot citeam, că dacă... Asta poate fi și un sentiment, ce de bine că plouă, da? Ori ies prin ploare și mă prind. Nu știu ce frumos, m-am strătit mașina asta. Ce frumos, așa de seama. Sunt lucruri și vă zici procent, că de fapt ceva îți dă, adică o, cum zice, o paranteză. Nu poți fi ca plouă, nu spirâți de tăză, o știi și fericit, da. Dar oricum, adică totuși partea bună este că, dacă nu poți schimba nimica, dar nu poți schimba, gata, nu-i schimba, e pierdut. Gata, nu poți schimba nimic. Înseamnă că ești lucrurile și nu poți să te faci. Nu, exact, exact. Asta că concluzie, pentru ce să ne chinui? Ceva ce nu depinde... Dacă nu ești mortul, nu gata. Dacă se am fi aceia care am greșit tot, sau dacă ce ai greșit, nu mai pierd un nou de oportunități care nu le vreau. Noi suntem numai în GPT. Dacă eu îți mereu în urmă, adică dacă eu s-a trecut mereu în urmă, poți să te închide și înainte. Sunt cu un telefon, nu-ți primitor. Da, da, da. Asta e
Dacă te nu se timp în trecut și dacă deși am făcut așa, deși am făcut așa, gata, ai făcut, ai tăiat și ai plecat înainte. Și stai și analizezi și ești mult și vezi că ai făcut o gafcă și ai mers înainte și... Serios? O să ajung la 5-6.000 de lună? Da, serios! Și aici și-l schimb la 30 cum prea luat și gata. Iată, dar țineți-vă de plan la perioadă și o să vedeți cât e de simplu. Adică, dar așa să ajunge, dar dacă pare puțin. Și faci într-o zi 2.000. Hai, mai las clam și ala. Dar să schimbă planul. Ăștia nu mă dau ok, nu știu ce țineți de foarte. M-a dat altă casă. Când e doamna și-mi spune, te rog frumos, ținează alt cif. Eu ajung la 16.000, 16.000, 17.000. Eu nu pot depăși, era prima lună, prima săptămână de lună, eu nu pot depăși 16.000. Că acolo, dar de Boga, o să dimiți scrip foaie, poftim, nu știu, creează, în care e problemă? Dacă asta ajută, nici o problemă. Adică, și mai singur, nu planificați lucrurile cum o să fie. Și e mult mai ușor când avem un plan. Cum a spus doamna Liliana astăzi, astăzi ne pornim amândouă la Berlin. Cineva îți pornește cu hart, cineva cu... din vorbă, în vorbă, tot din gură în gură, las ca să întreb și o să ajung cumva. Cine a să ajungă prima? Cel ghida? Cel cu hart. Da, și ați scat telefonul și ați ghidat la indicatoare. Hai să ajungi. Dacă nu poți, cel puțin așa în care din gură în gură să meargă, da, să afli mult mai multe lucruri și poate să-i mai interesant. Ai multă experiență să fii. Așa și aici vreți, fără plan nu știu problemă. Vreți toată libertatea, cum vreți, dar pentru a ușura, pentru a ajunge la... Dacă mai lent emoții este să nu fie intensitatea atât de mare, este posibil. Eu spun plan. Trece în timp. Trece în plan, mult mai ușor cu plan. Da. Ți-ai făcut planul, universul te-a ascultat, s-a făcut ce ai zis. Mai ales dacă scrii foaie. Scrii foaie. Și ești în tot sala, nici cu care. Da, s-a făcut prezident, că de fiecare dată când deschizi prezident, te uiți. Înăuntru? Și pe noi spunem că poate da, dar poate nu, atunci vedeți că el se mai face cea mai ușoară. El las fac. Asta, îmi cer scuze că întrerup, asta ține de individual fiecare persoană. Cuvântul trebuie. Eu pot să spun din părerea mea, cuvântul trebuie, asta e anti
am situația care eu trebuie să o fac. Dacă e meu, nu am trebuie, eu am să fac. Dacă este trebuie, eu n-am să fac. Aici depinde de caracter. Aici depinde de caracter. Asta nu se poate cataloga la fiecare persoană. Asta e individual. Apoi credeți-mă că prietenii toți așa. Eu am zis, eu ieșit la urmă la concluzie că în training nu trebuie să-i trebuie. Asta eu am ieșit la concluzie. Trebuie să-i poate? Trebuie, trebuie, trebuie. 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 Nu, asta iarăși, cum a spus și doamna, asta depinde foarte mult de individual. Pentru că cineva trebuie, asta înseamnă că el se trezește dimineața și trebuie să deschide anumite tranzacții. Da, o anumite formă de tranzacții, da, sau trebuie să deschide tranzacții, pentru că altfel, dacă nu deschide nicio tranzacție, nu a profit. Trebuie. Țineți minte! Asta spune de la ideală, credeți să vă minte! Vreau să ne părere că nu trebuie nimic, dar într-o situație îți asumi consecințele, îți asumi responsabilitatea, nu trebuie. Totuși, într-adevăr, așa și e. Profesia noastră este ceva foarte liber. Atât ai de liber, cât cum ați frică de libertatea asta. Că într-adevăr asta depinde de tine. Dacă îmi, iarăși, revenim, trebuie să ții, îți asumi responsabilitatea pentru deciziile tale. Și nu toți pot să-și asumi responsabilitatea. Cum ați fac, cum ați ne șterg așa așa zbor. Prima, asta e greu. Asta e greu, da. Am închis amascul, antuș, tot așa, cu umbră, numai eu ars cu antuș o plecat-o. Nu eram eu de bine că avem șase loturi pe piață la 2000 de lei. Era cineva și de cu lupa acolo și nu m-a luat din fondul și a plecat mai departe. Mă urmărești cineva. Până nu apare asimilarea asta, că tu ești responsabil de redacțiune. Deci am concluzionat. Plan, conștientizare, ajutor în caz că trebuie și de partea pozitivă. Și relax. Așa de părtut să tranzacționez din plăcere, dar nu din nevoie, dacă trebuie. Nu, întâi trebuie să fii îndrăgostit în, în ceea ce faci și am după aceea bani. Dacă îi pui prin plan bani, atunci joacă în joacă. Ca să nu faci nimic, trebuie tare mult lucrez. Ce ne ajungem acolo, să vine ei singuri, trebuie să-i aducem doar. Poți mai adaug ceva? Încă o, ca o tehnică, întrebări de succes. Da. Ești într-o situație... Aveți nevoie de tablă? Nu. Cel mai multe ori observat că atunci când, de exemplu, tranzacția nu merge conform așteptărilor noastre, de fapt, de cel mai multe ori noi ieșim de acolo cu un profit mai mare decât am vrut prima dată să ieșim. Și eu putem la mine așa să mă numim. Nu totdeauna să așa. Bun, nu, sunt situații când, na, dar... Sunt multe situații în care putem să aplicăm mediere, dar iarăși depinde fiecare de înțelegerea pieței, de riscurile care și le asumă. Și cum îți trebuiește dacă tu ai deschis un săl, de exemplu, GBP, GPY, care s-a dus de la 150, spre exemplu, și tu ai deschis un săl de acolo, și cum trebuie să ai că tu să-ți mergi pe mediere? Și mai ales dacă mai folosești martingherul, apoi ai ars. Iarăși, tot asta se gestionează, adică îți trebuie și experiență. Trebuie și experiență, dar... Cât din lotul nostru, cât din volumul depozitului puneți la lucrurile astea? Adică o tehnică care eu o aplic atunci când sunt într-o situație, spunem, inconfortabilă pe piață, cum eu ies câștigător din situația dată? Adică, plus pe minus. Cum câștig eu 1000 de dolari, cum câștig eu 5000 de dolari din situația asta? Și când pui întrebări, când pui întrebări de succes creierului nostru, de fapt el începe să caute soluții. M-am așteptat atunci întrebări. Soluții de da.
Deci mai multe întrebări, dai de succes, că mai bine când focusez pe minusul și el aș lua. Dar și fac, oameni, eu mi-a rămas atât, și îți mai duc și manager, dar eu și fac, dar în fapt, îi fac bani, dar faci un duș rece, ori duci scrii niște relaxări, scrii și asta, cum eu ies câștigător, cum eu fac să, cum, și normal că ai nevoie de timp și răbdare, și iar o abilitate a traderului, una din cele mai importante, este ai răbdare, pentru că este un business pe termen lung. Problema noastră cea mai mare e că noi vrem amunt aici și cât mai mult. Invers, și trebuie să-ți minte. E atât că doare și nu trebuie să-ți minte să mintele astea. Concluzia este să devenim mai buni fiecare zi, că asta nu ne face rău. Studiați, vă întăriți, care și cum poate. Care cu 50 de grani, care cu oasă, cum vreți vă întăriți, important cum mâine să fiți mai tare decât alții și mai buni decât alții. Nu, dar dacă și e 50 grade, mai bine să închizi platforma, poți să o pierzi. Că voi de-a fost să nu mai este nici la rețetă, nici în stigă. Și doar mi-a spus că vă scăzesc în ușoară și după un moment fiți serios. Să știți că dacă să mai dați ocazia să spun că trăiți cu șampanie, nu-i bine să tranzacționez. Bucurii că a făcut profil. Și-a turnat șampanie, sunt guric, și-a s-a apucat de tranzacționat mai departe. Sigurde, moi deni. Dar profit sunt înapoi. Situația, adică înțeles că nu a făcut atunci în ziua aceea. Iarăși, lecții, lecții, lecții. Câte lecții? Trebuie să-și neazăși, dar și mi-am schit tranzacționat. Atunci, iarăși, așa, care urmărești contul. Doamne, te rești, eu n-am te schis. Sunt pentru că așa scris cu motanul și nu a tranzacționat. Nu suntem Я с вас просто сейчас.